Poftim. Zi, îl bag sau nu-l bag? Nu. Doamne, sunt un nebunit cu totul. Ce fain, ești îmbrăcat tot și eu în pijama. Dar așa se întâmplă. Femeile stau în casă, frumos, bărbații ultimii. Sau să-mi las părul despre nu există, stai jos. Nu există, stai jos. Păi deci că până acum ți-a plăcut cu părul desprins. Acum nu-ți mai place. Da, e pentru ținuta aia să stătea așa. Ah, da. De acum, de 4 luni, când este în emisiunea asta, am avut părul și dimineața și seara la fel. Adică nu știu să zic. Maxim era desprins și seara prins. Păi când da, nu mai stătea. Deci nu profiți că sunt eu aici. Păi da, te mai las și pe tine în pace toată ziua să stai să ai grijă de... să-mi faci mie părul. Mai stai și tu liniștit, relaxat. Da. Bateria acum. Fugi. Frate, deci la valiera asta mea e panoram. Mm. Pam pam pam. Tamboleiro. Tambole. Mi-ai schimbat cărarea? Dar ce? Unde-l prins la gât? Joarec. Da. Mai tași din gură. Ai. Și mă las aici să-mi fac treaba? Asta urmă să zici, nu? Da. Ce bine. Da, și tu mai îmi zici niște replici de lumele. Dar dacă îl împletesc? Hai, hai. Îl împletesc așa, în coada aia împletită și atât. Abia aștept să am părul lung să pot să-mi împletesc și o coadă așa lungă. Mhm, niciodată. Ba, da. Cum niciodată? Îmi iau tot ce trebuie pentru creșterea părului, pentru lungime. Păi și degeaba dacă nu mănânc, nu te alimentezi ca lume. Păi eu să mă alimentez ca lume. Păi da, dar asta nu îți ține doar de mâncare, gen și alte chestii. Ce chestii? Chestii. Nu înțeleg. O să înțelegi. Tot ce ține de un organism sănătos. Așa și care este problema? Păi nu este nicio problemă. Da, și dacă fac toate chestiile astea, nu crește părul. Păi? Dacă beau apă, dacă mănânc ca lumea, dacă îl folosesc și... Dacă n-ai stres. Da, dacă... Boli hormonale. Vorbesc serios. Păi mie îmi crește părul de obicei. Doamne, vine iar să mă duc să fac duș. Prea cald, ești mort. Abia știi să vine seara să fie din nou răcoare când seara. Aoleu, în seara să nu mai dormim pe un...